Salut! A început de spus, în completare. Din cauza că fac o mică pauză cu camera aia de supraveghere, care m-a dus la o regulă lui Murphy, când epuizezi orice posibilitate, citește instrucțiunile. Le-am citit, abia acum, și am descoperit că scrie clar acolo. Camera are probleme când sunt mai multe rutere wireless și am două. De fapt, am trei. Ghinion. Să văd ce dracu le fac. Bun. Vreau să mă refer mai de mult la Radu Tudor. Mă calcă puțin pe bătătură, am mai spus eu de câteva ori treaba asta. Consider că are propria politică editorială. Nu e a postului, e a lui. Își urmărește propriile interese. Dacă ar fi la postul lui, pe care el îl plătește, ar merge. Dar el la un post angajat într-un anumit fel. Și face urât. Și s-a luat de colegul lui de post, unul Savaliuc, care apare la tot felul de emisiuni. Ce spune despre el? Consider neinspirată inițiativa lui Savaliuc de a depune plângere penală împotriva lui Claus Iohannis. Atâția ani regimul Băsescu s-a bazat pe astfel de practici. Și noi am criticat asta la antena. Paranteza. Ce a discutat cu prefectura? Și eu m-am certat cu primăria Brașov. Și unde am reclamat treaba asta? La primăria Brașov, că în altă parte n-aveam unde. Și atunci, care-i problema? Că ăsta și-a permis ca să depună o plângere care eu consider foarte reală. Vedeți că acum Claus Iohannis este penal și cu soția lui, penală, și cu un notar, penal. Deci sunt un grup infracțional. Deci Safariu că avea dreptate. Că știau mulți treaba asta, dar au mers pe brânci, chiar al nostru. Continui cu ce zice Radu Tudor. De ce vrei să-i faci rău din adins tu ca jurnalist Iohannis? Păi, traduc după capul meu. Asta nu este o făcătură care aparține lui Savaliuc. Și Iohannis este o mielușel și uite că dai cu noroi în el, că el nu are nicio vină. Tu arăți un adevăr. Și tu îi faci rău că arăți adevărul? Continui cu Radu Tudor. Îl criticăm dacă greșește, apreciem ce face bun. E o relație firească jurnalist-politician. Păi asta a făcut Savaliuc. L-a criticat că a greșit. Că a intrat într-un grup infracțional. Dar să faci plângere penală, mai ales la o instituție despre care tu spui că faci abuzuri, iar justiția confirmă asta, mi se pare prea mult. Păi unde dracu era să facă plângere penală? Ce zice Savaliuc? Demersul civic urmărește aducerea la bugetul statului a suma de 640.000 de euro. Luați de soții Iohannis și alții. Sumă obținută prin exploatarea imobiliului de strada Nicolae Bălcescu. Ce e greșit în ceea ce face Savaliuc? Că nu găsesc nimic. În schimb, e greșită poziția lui Radu Tudor. De ce o are asta? Care e propria politică editorială? Cu altă ocazie, tot Radu Tudor spune o treabă. Avem numai 25 de ani de democrație și s-au șters instinctele democrației. Mă, Radu Tudor, am făcut căutări pe net cu Google. Tu nu existi. Înainte de a ajunge specialist.
provin într-o familie care nu există înainte de acești 25 de ani de democrație, în punct de vedere social. Și tu spui cum e cu democrația? Găsit despre el ca expert militar. Băi, n-am auzit de școală de expert militar. A făcut un colegiu de ăsta de apărare, dar acolo nu ești expert militar. Și l-am auzit de câteva ori când a făcut o expertiză de asta. Copy-paste. Se spune despre el că e specialist în servicii. De ce? Că așa zice el. El, ratând la mustață, numirea într-un post de conducere în Ministerul Apărării Naționale sau într-unul din serviciile secrete. Asta e miza lui. Îl laudă pe unul Tolontan că e singurul care a criticat comunicatul DNA. Însă, colegul lui de trust, Mircea Badea, cu o seară înainte de Tolontan, a tocat problema și pe față și pe dos. Radu Tudor nu știe. Sau n-a vrut să știe. Nu mai mă uit la emisiunea lui. Tocmai că are chiriță. Asta una la mână, iar a doua suferă de același lucru care suferă toți moderatorii. Nu știu să-și țină în frâu invitații. Ați observat frecvent că vorbesc cel puțin doi, trei, deodată. Niciunul nu știe și n-a avut cine să le spună treaba asta, că microfoanele fac integrarea semnalului audio. Dacă tu stai într-o sală în care vorbești doi inși, tu poți taxezi și să te-ți dai seama ce vorbește ăla sau ăla. De ce? Că ai două urechi. Și creierul separă asta. Însă după ce microfoanele au integrat semnalul ăsta, ajunge și la mine la Brașov și aici difuzoarele nu pot să separe. Și eu pe toți trei vorbim deodată și nu înțeleg nimic. Salalta, Megan, prințesa asta nouă. Ce-am aflat despre ea? Că 6 luni face meditații ca să devină ducesă. Tipa nu își dă seama în ce s-a băgat. E actriță, a jucat rolul de prințesă la nuntă, aia asta a mers. Dar să trăiești cu rolul ăsta de prinț e puțin mai complicat. Și în familia regală sunt foarte multe lucruri lămurite de mult, mult. Și a trebuit să adapteze, să le respecte. Complicată treabă. M-a distrat la un moment dat, de familia regală, ăștia au și un regiment de gardă. Și odată pe an ăștia defilează în fața reginei. Și în emisiunea aia spunea de pregătirile care le fac ăștia. Nu știu câte ore își lustrez cizmele și se repetă protocolul ăsta nu știu câte zile la rând. De ce? Păi asta e regulă stabilită de vreo 100 și ceva de ani în urmă. Și o respectă cu sfințenie. Viață grea pentru Megan. Sălaltul, Luluța cu cioc, procurorul Daniel Horodnicianu. Am spus și o repet, există într-adevăr o presiune fără precedent pe magistrați. Există o presiune fără precedent și o presiune care e concentrată în acest moment. În schimb, sunt foarte mulți procurori care vor să pensioneze, care vor să plece din sistem. Cei mai mulți dintre ei motivând exact în felul ăsta. Deci nu o spun eu, o spun ei. Ce traduc eu? Dacă ai lucrat cu ești procuror,
ai lucrat corect, n-are nimeni ce să reproșeze, poate să fie presiune până la Dumnezeu, fiindcă n-are cu ce să te agăți. Tu ai lucrat corect. Dacă ai lucrat însă incorrect, e frica că se descoperă rahații. Are dreptate. Acum s-a mărit strocul, cadența, pac, 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 pac. Și crește posibilitatea ca să pice procurorii în freză. Pensionarea nu se face de frica presiunii, ci vrei să fugi tu, procuror, care ai colecția de scheleți în dulap. Că dacă te-ai dus la pensie, te uită dracului ăsta. Dacă rămâi aici, s-ar putea să ajungă și la tine. Zic că dacă ăsta ce e? Ce nașpa? Pierzi pensia. Mihai Berdeac. Am părerea foarte împărțită despre el. Unele lucruri îmi plac, unele lucruri nu îmi plac. Dar a spus o treabă care mi-a prins un led, un bec, că încă n-am trecut pe leduri. Divinitatea există, punctul incipient, generatorul infinitului, consider infinitul ca unică și incontestabilă constantă. Cum infinitul poate fi constantă e cam complicat. Dar consider totodată orice formă de religie ca fiind o manipulare jegoasă. E, bucățica asta. Fără să vreau, se suprapunea credința cu religia. Pe una e una, alta alta. Credința poate fi la un mini nivel despre anumite lucruri, dar religia asta e făcută de oameni, care în primul rând vor să-și conserve poziția lor cu sutană. Mi-a plăcut expresia. Despre o fată care mergea mintea și taică să spunea, se petreceau atâtea lucruri în capul ei încât nu mai avea timp să relaționeze cu alții. Și eu sunt cam în situația asta. N-am nevoie de alții. 4 monitoare, acces la informații. Sunt full. Sau la alta, Marlele Ernestase. Poate nu știe. Dar la volan este un simplu șofer. Atât, punct. Nu-i general NATO, nu-i marele campion. Este un șofer, punct. Eu l-am auzit că spunea că ăștia l-au prins că avea 0,05 mg alcool pur în aer expirat. Atunci, cu ocazia interviului ăla, a uitat să spune că el a plecat. I-a băgat în mâna pe poliție și a plecat. Și l-a urmărit ăștia. A uitat. Lapsus. Și a uitat să spune că, de fapt, avea nu 0,05, ci 0,55. Marele. Tot la el. După ce a fost încătușat, da, i-am înjurat, păi nu meritau. Poziția marelui sportiv Năstase, general, campion, multiplu campion, ca în America, te opri poliția, mâinile pe volan și stai, dă-mi carnetul, poftim carnetul, suflă, mai suflată. Uite ce am văzut. Și marele sportiv trebuie să stea așa. Că e numai un șofer. Era șocat că i s-a făcut dosar penal pentru conducere fără permis. Ce noutate! Cum lui? Marele! Marele!
că și milicienii au fost la calitatea lor obișnuită, e partea a doua. Ce s-a apărat el? N-aveți voi să încătușați un senator. Senatorul era șofer și în calitate de șofer era oprit, nu de senator. După mine, să fii general și senator îți creează niște obligații, nu drepturi, ca să te comporți ca un manelist. Sau alta, Carmen Avram, are asta niște emisiuni, o emisiune, un reportaj, Nordul Sălbatic. Sunt trei județe chiar în partea de sus a țării, în care se trece ca în brânză pe acolo, trafic de țigări. Cum dracuia cu securiza granițele? Că noi suntem perfecți pentru că să intrăm în Schengen. Am securizat granițele perfect. Și arăta niște brezi grănițeri care cu drăcină, care împingeau, căutau să securizeze granițele. De la emisiunea aia, n-a sărit nimeni de fund în sus. Cum e cu ăla trei județe care nu au granița securizată? Mi-a plăcut expresia una, nu mai rețin cine. Cetățenii noștri fac copii din întâmplare. Din păcate, da. Atunci când mi s-a născut primul copil, am uitat la calendar și am zis, cu 18 ani am treabă, trebuie să-l cresc. Am mai născut și al doilea, iar m-am uitat în calendar, 18 ani am treabă, trebuie să-l cresc. Și mi-am văzut de poziția asta de tată, că trebuie să aibă grijă de copii. Indiferent că mă înțelegeam, nu mă înțelegeam cu soția. După ce au trecut de 18 ani, am divorțat. Da. Citit un articol despre finlandez, despre învățământ. Spun că sunt prea puțini ca să lase chiar și un singur copil fără educație. La noi sunt prea mulți și rămași în urmă. Iar lipsa de carte condamnă la sărăcie. Apropo, cultura. Tot cu Meghan asta. Când a apărut cu niște blugi. Rezultatul, firma a anunțat că a crescut vânzarea cu 200%. Ce mai multe sunt oamenii. Asta s-a întâmplat și cu brandul nu știu care. Care a fost nevoit să mute fabrica într-o locație mai mare ca să acopere cererea în creștere. Mai multe. Tot pe aceeași linie. Acum când a apărut prințesa Charlotte și mămica, cum se spune, a ieșit aceasta reînvelită cu un șal alb. Rezultatul. Brandul care a realizat șalul a precizat că numai ziua respectivă au fost 100.000 de comenzi. Sau altă, Tăricianu. Comisie de adevăr și reconciliere. Ca să-i sape pe ăștia cu procurorii. Dar nu înțeleg o treabă. Cum reconciliere? Deci ăștia care au fost abuzați, acum trebuie să reconcilieze cu aia care au abuzat? Beliți? Comisie de adevăr, punct, nu reconciliere. Mai lasă tu, mai las eu. O știre la diverse. Un imigrant ilegal din Mali a salvat un copil. S-a urcat ca o maimuță, așa. Chiar la maimuță, negru.
Și-a prins copilul ăla care era să cadă. Mi-a plăcut reacția Franței. Fără comentarii l-au făcut cetățean francez și au găsit și de lucru la pompier. E nevoie de o maimuță de asta. Era un concurs cu premii, cum sunt la noi, care merg nu știu unde și mănâncă râme. O reacție instantanee, frumos din partea lui. Franța s-a ales cu un cetățean bun. Sălalta, apropo de migrațiile astea, și un membru PSD spune, cei din PMP care vin la PSD au înțeles justiția programului de guvernare. Cum poți spune asemenea tâmpeie? E, asta era problema. Că erau mai grei de cop. Că de cap și-au mers la PMP. Și când în sfârșit au priceput mărăchia programului de guvernare, au venit înapoi. Tare dobitoși, mă credea la. Elena Udrea, destinul meu e să conduc România. Are dreptate. Asta e destinul ei. Păi de la pleșcoi n-a ajuns să stea cu pofoneața fâșneață pe masa, pe biroul șefului statului, când a vrut mușchei. Și cum au vrut mușchei? De ce să nu conducă și România? O întrebare retorică. De ce cred românii în teoriile dacopate? Dacia este leagănul civilizației, Isus a fost geton dac, aurul din trezoriile lumii este aur pur dacic, piramidele au fost construite de daci. Sunați cu lung, 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 lung. Spune că fiecare vrea să știe că a fost cineva în trecut. Asta deja dă o stare pozitivă până la urmă. Orice individ își ia o parte din stima de sine și din comunitatea în care se află. Asta e corect. N-ați văzut că și eu tot, apropo, de nu știu câte ori, cu pedigriul meu, sunt mândru de pedigriul ăla meu. Căutați la mine pe blog pedigri. Sau la alta, apărarea profesorului filmat în timp ce săruta o elevă. Ea trecea printr-o depresie și am încercat să o susțin moral cu limba. Profesor vechi. Sau la alta, tocmai se pregătea acum o carte la Gabriel Linceanu, la tipografia lui, omagiu. În cinsta cui? Iuluța. Riscă să rămână fără obiectul muncii. Sau la alta care arată foarte, foarte, foarte bine situația în care suntem. O firmă trebuia să facă reclamă, reparație la un drum. Și rezultatul? Drumul îngust, ca să meargă treaba mai ușor, au pus o mașină de lat. Că au blocat tot drumul. Coloană de mașini și o salvare și cu un bolnav și cetățeanul român n-a vrut să miște mașina de acolo. De ce? Că așa a decis el. N-avea nici autorizație ca să facă treaba asta, să blocheze drumul. L-a zis, plecați de aici că e un drum ocolitor. Dar de fapt ăla nu prea era bun. Dar că cetățeanul român în 2018 a decis să pună mașina de latul, asta e. Sălalta, Voicu, cam necioplită de pe mine Voicu asta, dar găsește niște subiecte bune. L-a descoperit pe un doctor, Radu Mihai Stănescu. Haios tipul, un limbaj extrem de popular. Și sunt convins că ăsta a ajuns doctor datorită comunismului. Că cine știe prin ce sat ar fi zăcut altfel.
Cadeza de Ungar. Se merge mintea. Comunismul a avut și calitatea asta, că anumiți oameni, datorită comunismului, a ajuns exact unde trebuie. Cât e de haios, și are un limbaj extrem de popular, că a spus că injectează niște circuite extern în articulații. Spune el, le pune la produs. Cum vorbește, nu contează. Ce face e grozav. De lecție. Și mai spune un lucru. Nu trebuie să învățăm corpul. Corpul știe ce să facă. Mai să-l ajuți puțin, să-i dai brânci. Că și eu acum sunt dependent de niște pastile. Care mi s-a spus, trebuie să le iau pe viață. Și vreau să văd cum dracu scap de ele. Să las corpul. Bun, pe undeva am cunoștințe medicale. În electronică există niște aparate care se autoreglează și au o plajă. Dacă apare un factor extern, trage de el într-o parte, cât timp e plaja asta, automatul zice, nene, locul tău e aici. Trage un factor extern dincoace, ăla ea zice, nene, locul tău e aici. Așa pe undeva văd că ar trebui să se comporte și cu organismul. Din anumite motive, ai sărit afară din plaja de apucare. Și atunci rolul medicamentului este să te aducă undeva în plaja de apucare. Iar după aia este treaba autoreglării ca să te ține exact pe mijloc. Nu așa, până mori, de acum încolo, dimineața și seara, e câte două de stat. Cum văd eu, citesc așa, iurea. S-a angajat o bună regală în 2014 pentru un copil ăsta regal. Ce spune despre ea? Absolventa prestigiosului colegiu Norland. Colegiu de bune. Da. Care are o activitate educațională de instruire a bonelor datând din 1892. Repet, anul. Din 1892, ăștia au ajuns la concluzia că trebuie să facă un colegiu de bone. Și an de an au scos bone. O fi fost și la colegiul ăsta ministru unul Funeriu, s-a dus dracului. A fost și un ministru Genunche, s-a dus dracului. Dar între timp, că au avut timp, din 1892 până în 2018, au ajuns unii competenți ca să facă bone. Ca asta mi-aduce aminte de ce spunea taică meu. Explodam eu, mai trăia taică meu. Și explodam de ce vedeam pe sticlă, tot felul de tâmpiți. Și taică meu m-a ascultat și mi-a explicat filozofic. Ce contează 100 de ani în viața unui popor? E o zi. Tată de om mă nasc în ziua aia, trăiesc în ziua aia și mor în ziua aia. Și cred că el a avut expresia lui Iohannis, Chinion. Așa e și aici. Ăștia din 1892 fac bone. S-au lămurit bine treburile în 2018. Cum trebuie să comportă o boană. V-am explicat de aia care respectă un protocol, l-a făcut cizmele, tot așa vechi de 100 de ani. Sau altul, e un site, Historia.ro, ce am descoperit acolo. Experimente medicale pe oameni făcute din SUA. Au descoperit că oamenii de știință armatei SUA aruncă becuri electrice umplute cu bacilus nu știu care prin gurile de ventilație a sistemului metroului din New York City. Expunând mai mult de 1 milion de civili, inclusiv femei, copii, la bacterie. Asta e. Sau alta, în totalul gospodăriilor din România,
65% au avut în 2017 un calculator acasă. La ora actuală mi-am făcut un inventar ca să conectez porcăria asta de camera. Și am ajuns la concluzia că am 19 calculatoare. Prin cumul sunt și administrator de sistem. Și termin cu ceva care m-a șocat. Se spune cred ceea ce văd. Un partid belgian a distribuit pe Facebook și Twitter un fals discurs atribuit lui Trump. Clipul a adunat peste 20.000 de vizualizări înainte să fie înlăturat de administratorii rețelei. Îngrijorător este că, în ciuda procesării neexacte a mimicii faciale, clipul nu a fost raportat de utilizator ca fiind un fals. Vasta majoritate a acestora au luat ca adevăr ceea ce au văzut și auzit. E o tehnologie care acum o găsești pe internet. Nu trebuie oliuri, nimic. O faci în casă. Așa că cred ceea ce văd e cu ghilimele. Și premieră. Pardon. Avem un președinte penal, chiar după normele lui. Mi-a plăcut cum a zis. Voi studia cu mare atenție, sunt sigur însă că nu are mare știință. Scuzați, voi studia cu mare atenție, aștept motivarea CCR, o voi citi până o voi înțelege. Apoi voi comunica ceea ce trebuie făcut și voi face eu. Poate n-am eu informațiile. Ăsta este un profesor oarecare. Mi se pare nici profesor gradul întâi nu e. Și acum toată lumea trebuie să așteptăm ca un profesor de fizică să studieze cu mare atenție. Că au zis clar. Du jos. Dar asta m-a distrat. Bine că datorită lui Iohannis acum s-a incriminat, nu mai voie să spui că ești penal. Da? E culmea, președintele penal. Și o noutate. Toate prompteristele s-a dat drumul la căsătorii între aceeași sex. Dar de fapt, România este obligată să recunoască dreptul de ședere al soțului de același sex în România. Atât. Statele membre sunt libere să autorizeze sau nu să autorizeze căsătoria homosexuală. Și a rezolvat drept de ședere mai mare de 3 luni. Inclusiv la Antena 3, blondele de acolo, o trăgeau tare că, domne, s-a eliberat acum asta. Tâmpite. Gata, vă informez că am terminat toate filmiturile. Nu urmează încă o asortată. Și să mă întorc chiar la porcăria asta, că asta mă interesează și depinde de mine dacă funcționează sau nu. Ne mai întâlnim? Nu știu când. Nu promit. Depinde de cutie.